Așadar, dacă în mare parte din țară plouă abundent, în Harghita turiștii profită de un weekend cu zăpadă, cu schiurile în portbagaj. Unii au venit chiar și din străinătate pentru a se bucura de pârtile din Harghita Băi. Doar acolo, la peste 1000 de metri altitudine, stratul de zăpadă măsoară și acum câteva zeci de centimetri. Copiii au dat tonul distracției și au făcut întrecere cu săniile, iar adulții s-au bucurat de vremea frumoasă. Deși primăvara a pus stăpânire pe întreaga țară, pe pârtile din Harghita, temperaturile minime încă mențin un strat de zăpadă de aproape un metru. Ocazie excelentă pentru turiștii care vor să profite de ultimul weekend pe pârtie. Acasă, primăvară, am venit pe ploaie, aici era ninsoare, toată lumea ne-a bucurat. A fost frumos, era nins. La ceea ce nici măcar nu ne-am așteptat că o să ningă, că nu sunt în zonă unde nu ninge. Și cum e zăpada? Cum merge cu schiurile? Merge bine. Alunecă bine? Da. După ninsorile de ieri, pe pârtie s-a depus un strat nou de zăpadă, ce măsoară 10 cm, iar cei mai bucuroși au fost copiii. Dacă nu s-au întrecut cu săniile pe derdeluși, cei mici au ridicat oameni de zăpadă pe care i-au decorat cu stil. N-am crezut, mai ales că Nodorhei nu este deloc zăpadă, absolut deloc, e vreme frumoasă, soare. Și când am ajuns aici, deja era zăpadă de cam de vreo 3 cm, 3-5 cm, cam așa. La Harghita Băi au ajuns chiar și turiști din străinătate, pentru o porție zdravănă de schi. A fost uimit că am mai prins un pic de zăpadă și ne mai putem da un pic pe schiuri. De unde ați venit? Noi venim din străinătate, din Germania. Alunecă și cred că e suficient. Distracția va continua până târziu noapte, iar de mâine turiștii se vor îndrepta spre case, pregătiți pentru o nouă săptămână de muncă.